Superliga vă este oferită de Superbet. Universitatea Craiova, UTA, este meciul care începe în câteva minute. Două echipe care ar trebui să aibă un moral excelent dacă ținem cont de rezultatele din ultima perioadă. Ivan, a fost o ezitare acolo, de care profită Ivan, ezitarea lui Roger. Mingea sare în poziție bună, bagă piciorul sub minge Bayram, dacă nu cumva a sări mingea. Și ce bine scoate Ivan aici. Aici asigur că este șutul lui Marcoviș, total neinspirat, are șansă mare că mingea sare din Benga. Informații. Poziția este bună și șutul pe deasupra porții, șutul lui Mateiu. Cred așa, ca impresie artistică, e interesant. Mingea trece totuși la un metru, poate și mai bine. Un metru pe acolo. Tot la Ivan. Ivan, poziție de șut. Vine șutul la colțul scurt. Apără portarul cu cer. Cap și gol! UTA! UTA deschide scorul direct din corner, direct din fază fixă. Din nou este o scăpare. O scăpare a defensivei Craiovei. Craiova a fost echipa care a controlat jocul. Se duce după el cineva. Că fundașul stâng al Craiovei, Dong. Oh, ce lovitor! Cu piciorul, dacă dădea și nu dădea așa tare. E bine, îi vine și mingea foarte bine. Aici, cu stângul, mingea e deviată și e în poartă! Mingea este deviată, se duce în poartă, Marcoviș, cel puțin deocamdată, Fanionul rămâne jos. Gol norocos, gol cu mare noroc marcat de Craiova. Ai, Colici atinge mingea. Nici măcar Colici. Este autogol. Se vede că dă cu stângul Marcoviș într-un fel, după cum lovește mingea, nu e... Otele o ia de unul singur. Otele, iese portarul, e pe lângă șutul lui Otele. Nu mi se pare foarte inspirat plasamentul portarului, însă Otele nu profită de asta. Ce e aici? Ce e aici, Zaikov? Nu știu cât de mult a trecut pe lângă poartă, nu că ar conta asta. Otele! Dispare Screciu de acolo și rămâne în apărare. Centrarea lui Ivan. Centrarea lui Ivan și o lovitură de cap chiar a lui Crețu. Chiar a lui Crețu. Crețu este la cel mai bun sezon ca randament. A dat Otele pentru Postolachi. Postolachi! Bună! Bună lovitura de cap, doar că n-a fost și plasată. Mingea s-a dus fix în brațele portarului, recunosc că nu credeam că va reuși. Crețu, în exterior al lui Crețu pentru Colici! 2-1 Craiova! Rezervele Craiovei și da, asta cu adevărat inspirație, ce pas a putut să dea Crețu. Pasa asta nu dădea niciodată Screciu. Și mulți alți fotbaliști. Asta înseamnă să ai și bancă. Asta înseamnă să ai bancă. Iată-l pe Crețu. Cât de bine pleacă aici Colici. Cât de bine pleacă. L-a pierdut acolo. Erico l-a pierdut. Excepțională pasă dată de Crețu. Cum ar spune Gigi Mulțescu, nu credeam că are asemenea apucături. În sensul bun, bineînțeles. Scoate la Ștal, dă tare în fața porții și de acolo nu reușește să împingă. Atât mai trebuia să facă. Asta e faza Aradului. N-a mai apucat să dea minge. Iarăși bine bătută Otele, bară, Otele, ce e acolo? Faza continuă, dacă va interveni, iată faza în reluare. Mai întâi lovitura de cap și intervenția fantastică a portarului și apoi această intervenție acrobatică a lui Rivaldinho, care ia mingea de pe fruntea lui Otele.
toată lumea cu mâna pe sus. Ce aici? Superliga vă este oferită de Superbet.